Așa, mamă, mânca mei. Bagi. Stop. Ok, am dat drumul la căldură ca să... Am mâncă să te încălzești la picioare, cum se vede. Aici e cu stop și pentru ei și pentru noi. Asta e siret. A, nu e siret. Asta e Miron Costin. Vrei tu Orlandu sau vrei Opel? Bine. Nu știu să mergi cu Orlandu, ți-e frică? Nu, 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 că nu rămâne. Se intră frâna în funcțiune. Drum și în el. Că sunt de nebun.
Ce? Mâine. Ce mâine? Da, aha. Nu lasă pe mine? Ce poți să faci azi? Tot nu-i bine pe aici, da? Avem ce să facem. Uite, mamă, dezastru, frate. Un nenorocit a pus beculețele. Cum să pui luminile? Zici că faci economie, pui lumini și pui pe străzi neasfaltate care sunt în curs de reparații asfaltare și altele. Ce naiba fac, mă, bă? Aici au făcut bandă de parcare, că... Era foarte bine cum era înainte. Înainte erau puse pe trotuar, știi? L-am sunat pe Dragoș și i-am zis să-mi dea numărul ăsta. Și eu la fel credeam. O să supăr asta, dar nu mă interesează. Până la urmă, e ziua noastră liberă, frate. Da, corect. Am dormit. Când ai sunat? Dormeai? Da. Când ai sunat? Hai să ridim. Nu, să încep să stăteam pe care, bă, știi, eu n-am vrut să dorm și am dormit. Da, fiți cam așa, am dormit, stăteam cam așa. Stăteam acum. Bă, e și soarele. Și toți 3 grade. Da. E soare cu dinți. Mamă, ce mișto arăta. Era întreținută. Și întindea ăla coada acolo, ai văzut? Botul. Și încălzit-o. Mi-a fi dat drumul ăștia la căldură, știi? Te-ai încălzit, nu? Da. Păi ce să-ți fac, mă, dacă tu așa te îmbraci? Te îmbraci tu mai bine, că ce... Vreau că tu puneți 2-3 plovure pe de sub izmene. Izmene nu mă luă nicio. Da, o plovure, dar pe timp de iarnă așa făceam, știi? Două plovure și pantalon pe de sub. Mai ales la minus 20 de grade. Nu,
Mai era unul GMI, ai văzut? Când a făcut acolo stânga, la ăla. Făcuse stânga, da? La bazar, era același număr, GMI. Aoleo, de ce? De ce? De ce? De ce? Ah, de ce ce? Eu chiar întrebam de ce. Ce te-ai băgat? Da, da, mi-am dat seama. De ce ce? Păi da, normal, că e pe Milescu, ești bea deștept, normal. Nu ca alții, păi da. Asta e Milescu, știi? Ce? Ce trei? Trei vagoane? Aici a fost alta traia, nu știu ce mai e acum. Am luat privați. Cățeluși cu părul crez? Fură, lasă nicoteț. Nu, e asta, Doamne. Kia Sportage. Nu, avem trenuri. Asta e Kia, a? Ce siglă nouă. Da, am schimbat. Și Dacia a schimbat, ai văzut? Da. Nu-mi place. Mai salut, 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 hai, vă invităm, vă invităm. Te invit aici, nu vei regreta. Surprize, surprize. Unde cu Andreea Marin? Aoleu, să-i fi văzut pe ăștia cu buldozerele, frate, de pe întâi. Și te-au lucrat și pe întâi. Ăștia nu repară. Ia. This is for you, Tribuna, to see how the mayor is handling the streets in Constanța. Look. Aici. Poliția se uită așa neputincioasă, nu face nimic. Și uite cum distrug aici străzile, ia uite. Un nenorocit de primar avem, ia uite. Ia uite. Știe decât să ia bani la populație. Să facă ceva bun, nu face. Nu? Deci tu ești de acord cu domnul primar, am înțeles. Sunt, dar ce pot să taking back the Chevy to the office.
I took the Chevy from Rădăcini. They still did not fix the problem with the ABS pump. Nice Dacia, by the way. Yeah, I like it. The Chevy is a good car, but after 7 years that she was put in the way, she stayed in a parking lot for 7 years. And now the pump is new, but still it cannot be coded because Chevrolet has left with all the cars from Romania and we cannot find the soft for replacing the code, new code to the Chevy. This is the problem. Also, I found out that the Opel has again problems with the Egere VGR.